Bună ziua! Astăzi o să vă prezint cel mai nou set de la Creator Expert, anume casa de turtă dulce. Primul lucru pe care l-am de zis este faptul că mă bucur că nu au folosit exact aceeași figurină ca la seria 11 de minifigurine, deși, din păcate, niciuna din ele nu au printuri pe picioare. Dar oricum, să vedem casa. La parter, primul lucru care mi atrage atenția sunt mânerele sertarelor, care în dreapta sunt făcute din fursecuri, iar în stânga din bomboane mentolate. Ce funny! Tot la parter e și un tablou care cred că e printat. Mai este o chiuvetă, un șemineu, două șosețele atârnate, două lumânări. Dar stai! Dacă tavanul e din ciocolată și acolo sunt două lumânări, nu li se topește tavanul? E, oricum, mai e și un fotoliu din ciocolată albă și ciocolată cu lapte. Scuze, nu m-am putut abține. Ok, la etaj este patul dublu al celor doi oameni de turtă dulce. Au o pătură din ciocolată albă. Perfect normal. Mai este o vioză din vată de zahăr. Cred că asta e cea mai funny chestie din tot setul. Pe lângă e și un pat pentru bebeluși. În stânga e și o baie cu un WC care nu vreau să știu unde se scurge. Și o cadă, dar nu are chiuvetă. Cred că trebuie să se ducă la chiuveta de la parter să se spele pe mâini. Acum acoperișul. Pe lângă detaliile cu zăpadă de pe ea sunt și niște bombonele colorate pe acesta care... Ah, gata, m-am prins! Sunt Skittles! Ăștia au Skittles pe acoperiș! Un play feature fain este cum apeși pe fumul din horn ca să aprinzi șemineul. La capitolul chestii extra se stă foarte bine. Îmi place cum s-a făcut pe banca de afară zăpada aia. Ok, deci, avem un brad care folosește o piesă, cred eu, nouă pentru stea, un balansor în formă de cal, un cărucior, un tren, o chestie din aia care nu știu să o numesc pentru da zăpada la o parte, încă un tren, patru cadouri și separatorul de piese portocaliu. Știți care este construcția mea extra preferată? Cadoul ăla verde cu roșu, că utilizează un covrig pe post de fundă. Deci, chestia care nu știam să o numesc eu adineauri, are din nou niște bomboane mentolate de o parte și de alta, presupun, și din câte vedeți are acolo niște rotițe dințate care se vor roti cel mai bine pe covor. Mă bucur că la cărucior nu s-au utilizat acea piesă pe care o vedem de obicei. Are broțile și o parte din față din ciocolată, iar capacele de roată, cum ar veni, sunt din fursecuri. Of, ce drăguț e bebelușul, chiar dacă e un print pe o placă 2-in-1. Nice!